Bună ziua, stimați colegi și dragi elevi. Întâlnirea noastră de astăzi este prilejuită de prezența în mijlocul nostru a domnului judecător Cristi Danileț, judecător superior al magistraturii, care a scris o broșură, Educație juridică pentru tineri liceeni, pe care o să o primim astăzi cu toții cu titlu gratuit. Domnul judecător Cristi Danileț a absolvit liceul Ion Luca acum mai mulți ani, o să vă povestească dumnealui imediat și la fel o să-l rog să-și prezinte pe scurt biografia, pentru că suntem mândri să fim reprezentați la Consiliul Superior al Magistraturii de un dornean. O să vă prezinte pe scurt biografia dânsului și l-am rugat să vă prezinte pe scurt și rolul acestei instituții foarte importante a statului, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii. Îi mulțumim domnului Cristi Danileț pentru prezență, îi mulțumim pentru că ne oferă această broșură care sunt convins vă va fi utilă dumneavoastră tuturor elevilor pentru a o consulta când doresc, colegilor, profesori, dirigenți pentru a o folosi ca sprijin în organizarea orilor de dirigenție și îi dau cuvântul domnului judecător pentru a vă prezenta cartea și l-am rugat să vă prezinte pe scurt biografia și rolul Consiliului Superior al Magistraturii. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule director, stimați invitați, dragi profesori, mai ales că printre dumneavoastră se află și foștii mei profesori, dragi tineri, numele meu este Cristi Danileț, eu sunt judecător de profesie din anul 1998, după ce am terminat facultatea de drept la Iași. Dar înainte de aceasta am terminat școala generală numărul 4 din Vatra Dornei și apoi liceul din Vatra Dornei în perioada 90-94. Între timp am evoluat în carieră, am fost judecător stagiar aici la Vatra Dornei, apoi judecător la Tribunalul Cluj, după care am ajuns consilier al Ministrului Justiției, la 29 de ani eram deja al doilea om din Ministerul Justiției, după care am ajuns vicepreședinte la Judecătoria Oradea și în ultimii 5 ani de zile am exercitat profesia de judecător și membru în Consiliul Superior al Magistraturii, care este organismul din România ce se ocupă de recrutarea judecătorilor și procurorilor, de promovarea lor în carieră, de numirea lor în funcție de conducere și de sancționarea lor atunci când încalcă legea și regulile de conduită. Prezența mea astăzi în mijlocul vostru, în orașul meu natal, este în legătură cu un proiect pe care îl gestionez la nivel național. Este vorba de un proiect de educație juridică pentru învățământul preuniversitar. În urmă cu câțiva ani de zile am avut inițiativa alături de alți colegi și de Ministrul Justiției de atunci să semnăm un protocol, noi Consiliul Superior al Magistraturii, împreună cu Ministerul Justiției, Ministerul Public și Ministerul Educației Naționale, un protocol de colaborare prin care judecătorilor și procurorilor să li se permită accesul în unitățile de învățământ, iar elevilor să li se permită accesul în instanțele de judecată pentru a lua legătura unii cu alții și mai ales ca noi, profesioniști ai dreptului, să vă spunem câteva cuvinte dumneavoastră tinerilor despre drepturi, despre obligații, despre responsabilități, despre îndatoriri, despre ce avem voie și ce nu avem voie să facem. Pentru că, și imediat o să vă arăt în prezentarea pe care am pregătit-o pentru voi, uneori tinerii ajung în fața noastră a judecătorilor cu ceva probleme. Iar intenția noastră este ca din ce în ce mai puțin tineri să vină în contact cu organele de poliție, cu organele de parchet sau cu judecătorii. De aceea, haideți să avem o discuție astăzi despre drepturi și despre îndatoriri. Mai întâi aș vrea să facem un exercițiu. Dacă tot v-am scos de la o oră, ați scăpat acum de o oră, haideți să vedem un exercițiu scurt, dar eu zic amuzant. Haideți să completăm spațiile libere de aici. Cățeluș cu părul crez, ce face? Fură. Aha, fură rața din cotes. Bine, ați răspuns corect. Mai departe. Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Deci iată, furtul apare încă de două ori, da? Mai departe. Meseria e brățară de aur și meseria se fură. Deci încă o dată vorbim de furt. Mai departe. Doi ciobani au pus la cale să omoare un al treilea cioban ca să îi
furemioarele. Ca să vedeți, deci avem și omor și furt aici, da? Și mai departe. La români există obiceiul ăla cu mireasa. Ce face? Se fură și mireasa, așa-i? Bine, ați răspuns corect până aici, aproape că veți primi o carte cu toții la sfârșit. Haideți să vedem următorul exercițiu. Exercițiul numărul 2. Unde dă tata? Crește. Ca să vezi cum legitimăm noi lovirea, așa-i? Mai departe. Ce este ruptă din rai? Bătaia ruptă din rai. Mai departe. Eu te-am făcut, eu te... A, legitimezi și omor acum. Mai departe. Legea e făcută ca să fie... Serios? Ca să fie încălcată? Atunci trebuie să plec de aici, dacă spuneți asta. Și mai departe. Când dai mită, se mai spune că dai? Că dai dreptul, da. Deci mita a ajuns să fie atât de normală în România, încât îi spunem că este un drept, da? Se cuvine celui care o dăm. Și mai departe? Haideți să discutăm așadar, dincolo de partea asta de amuzament, discutăm despre reguli. Haideți să vedem câteva reguli pe care le avem acasă și pe care le știm încă de mici copii. Dați-mi 4-5 reguli. Să mâncați tot din farfurie. Bine, o regulă. Să nu băgați degetele în priză. Bravo, corect. Altă regulă de acasă? Să salutați oamenii de asta când mergem pe stradă. Stați că încă suntem acasă. Încă 2-3 reguli de acasă. Să faceți curățenie acasă, deși patul, da? Să faceți patul. Și încă o regulă, cu străinii și cu ușa. Să nu deschideți la străini, așa-i? De ce să nu deschideți la străini? Ce se întâmplă? Cum? Poate să fure ceva din casă, da? Și altceva dacă dați drumul la străini? Ce fac? Ziceți, tare! Să vă poate face ceva rău, de exemplu, să vă violeze. Da, știu ce amuzant este. Să vă descriu un viol homosexual, cum este? Să știți că acolo se plânge, nu se mai râde. De asemenea, vă poate omorâ, nu? Pe dumneavoastră sau pe cei din casă. Sau vă poate răpi. Și avem din ce în ce mai mulți copii răpiți. Avem din ce în ce mai mulți copii răpiți din casele lor. Ce credeți că se întâmplă cu copiii răpiți? Unde ajung? Trafic de organe, trafic de persoane, exploatare sexuală, exploatare prin cerșetorie, îi vând în străinătate. Cam acolo ajung unii copii care deschid ușa la străini. Mai departe, alte reguli. Avem reguli și la școală, nu? Of, o grămadă de reguli la școală. Haideți să vedem care ar fi. Dați-mi 5-6 reguli. Să nu? Să nu copiați. Bravo! Jurați voi că n-ați făcut asta niciodată. Deci, 1. Nu copiem la școală. Altă regulă. Să nu fumați. Da, dar unde aveți voie să fumați? Nu, în incinta școlii n-avem voie. Da? Atenție, nici în baruri, nici în cluburi, nici în oricare alte locuri care sunt închise. De ce? De ce n-aveți voie să fumați acolo? Ca să nu îmbolnăviți pe alții. Fraților, puteți să faceți cu corpul vostru tot ceea ce vreți dumneavoastră. Dar nu interacționați cu alții să le faceți rău. Eu, de exemplu, sunt nefumător. N-am să înțeleg niciodată fumătorii. Dar îi accept. Există și ei. Problema mea este însă când fumează în preajma mea. De exemplu, eu tușesc și mie este rău. Dar este o chestiune de interacțiune dintre noi. Deci, dacă vreți să faceți ceva cu corpul vostru, vă privește. Dar nu în relație cu corpul meu. Așadar, nu mă omorâți, nu mă violați, nu mă tâlhăriți, nu fumați în preajma mea. Și acum, eu fiind vegetarian, nu mă obligați să mănânc carne. Bine? Alte reguli la școală, ce mai avem? Cu chiulul, ziceți, avem voie să chiulim sau nu? N-avem voie să plecăm de la școală în timpul orelor sau în pauză să sărim gardul școlii sau să urcăm pe munte. Că aici, liceul ăsta l-am făcut și eu și mai știu încă locuri prin care o tuleam de la școală. Bine, asta înainte să învăț despre reguli, e drept. Avem reguli și în lift. Stă cineva la blocul lift? Avem lifturi prin Vatra Dornei? Atunci trecem peste ele. În lift n-avem voie să fumăm, vă zic eu. Și copiii să nu-i lăsăm, nu supravegheați, dar vorbiți de copii micuți. Reguli de igienă. Haideți să vedem. Avem, dimineața când ne trezim trebuie să deschidem Facebook-ul, nu? Da, și eu o fac. Dar mă și spăl pe ochi apoi, da? După care ne spălăm pe dinți. Da? Cu periuța, da? Nu cu degetul și cu...
Deci folosim periuța. Dar atenție, unii nu știu, trebuie să spălăm și limba. Pentru că se depun foarte mulți microbi și bacterii pe limbă, da. Și apoi ne mai spălăm după ce ne încălțăm și le legăm și returile, pentru că sunt pline de praf. Unii uită aceste lucruri. Și desigur, de preferat să facem un duș în fiecare zi. Bine? Haideți să vedem mai departe. Avem și reguli cu privire la animale. Are cineva animale acasă? Da. Da, mâna sus, cine avem animăluțe. Ok, în afară de frații voștri mai mici, ce alte animăluțe avem acasă? Așa, deci avem broaște țestoase, pisici, câini, pești, avem careva pești? Mă, voi ce faceți cu pești când mori? Aruncați la WC-ul? Așa face fiica mea. Am o fiică de 14 ani și una de 17 ani. Aia mică de 14 ani, când creștea pește în acvariu, când mai murea câte unul, îl arunca la WC-ul și întrebam, bă, așa se mormântează pești la Budă? Așadar, haideți să discutăm câteva reguli de crescut câinii și plimbat câinii. Aveți câini, da? Avem voie să le tăiem urechile, clonții, coada. Grijă mare să nu facem asta pentru că este infracțiune. Puțină lume știe, avem o lege de protecție a animalelor. Nu avem voie să chinuim, să ciuntim animalele. Ne-am înțeles? Haideți să vedem. Când scoatem cățelul la plimbare pe stradă, dați-mi 5 reguli. Atenție! Prima regulă, să avem o lesă. Indiferent că vorbim de un câine mare sau un câine micuț, trebuie să avem lesă, da? De ce? Să-l stăpânim, să nu-l pierdem, să nu fugă, dar nici să sară pe altcineva, da? O altă regulă, dacă avem un câine mai mare, trebuie să avem o botniță. Atenție, numai pentru cei mari. Pentru cei micuți, ăștia intră cu tot în botniță. Nu trebuie să le puneți. Altă regulă pe stradă, când le plimbăm cu câinele. O mătură și un foraj și... și mănuși și o pungă, da. Dar nu-i punga aia cu care mergem după cumpărături, ci avem o pungă specială pentru a strânge excrementele, fecalele câinilor. De ce? De ce trebuie să strângem fecalele de la câini? Să nu calce altcineva în ele. De ce? Că se spune că ai noroc dacă calci. Eu am noroc dacă nu calc în ele. Închipuiți-vă cum sunt eu îmbrăcat la costum, la cravată, calc într-un noroc de ăsta și mă duc la serviciu. După care pute toată ziua după mine. E cumplit, nu? Dar mai am o problemă. S-ar putea să vină o persoană în vârstă care să alunice pe un răhățel de ăsta de câine și dacă este o persoană în vârstă și își fracturează șoldul, mai are puțin și moare, pentru că bătrânii cu șoldurile fracturate mor. Așadar, trebuie să ne gândim să protejăm pe ceilalți atunci când îngrijim animalele, bine? Și desigur nu avem voie, Doamne ferește, să instigăm animalul să muște pe cineva. Pentru că dacă animalul vostru, tinere, tocmai a comis un act de violență. Da, el o da primul, dar tu ce-ai făcut? Haideți să discutăm despre asta, atenție. Avem un coleg care o da primul și celălalt o dat al doilea. Logic. Despre ce vorbim? Nu, ce apărare? Apărarea la fotbal, când sare portarul să apere poarta de o minge. Atenție mare, dacă cineva vă lovește și voi dați înapoi, se numește răzbunare. Cunoașteți legea talionului, ați auzit careva de legea asta foarte importantă? De peste vreo 2000 de ani, legea talionului, ce spune? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte și mai departe, mână pentru mână. Prin urmare, dacă tu îmi dai un pumn și eu îți dau un pumn, ajunge în fața judecătorului, judecătorul o să-l condamne pe primul pentru lovire și pe cel de-al doilea pentru lovire prin răzbunare. Cu alte cuvinte, al doilea va lua o pedeapsă mai mare decât primul. Și totuși, când avem voie, să ne apărăm lovindu-l pe celălalt? Când? Când ne amenință cu arma sau? Atenție, când nu avem ce face. Deci, dacă putem să fugim, fugiți și atenție, eu ca specialist în arte marțiale vă spun că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Cel mai bine fugim. În al doilea rând, dacă putem să anunțăm organele de poliție, o facem la telefonul 112. Și dacă suntem puși în pericol grav, noi cei atăcați sau o altă persoană din jurul nostru, legea, atenție, legea ne dă voie să ne apărăm lovindu-l pe celălalt și asta se numește legitimă apărare. Dar atenție, numai dacă nu avem nicio altă posibilitate. Bine? Mai departe. În pădure avem reguli?
Ziceți. Să nu? Să nu faceți focul în pădure. Și mai este o regulă. Nu tăiați lemne din pădurea care nu vă aparține. Și dacă aveți pădure care aparține vouă sau părinților, în ce condiții puteți tăia lemne de acolo? Numai dacă aveți autorizație. Deci până și din pădurea ta, dacă vrei să tai copaci, trebuie să ai autorizație. Bine? Avem reguli și la mare, nu? De exemplu, cu animăluțele nu le plimbăm pe nisip acolo, da? De ce? Păi vine bebe al meu și se joacă în nisipul de la mare în care câinele vostru tocmai și-a făcut nevoile, sau pisica voastră, nu? Și bebe al meu bagă în gură că e comunia omului cu natura și apoi se îmbolnăvește bebe, nu? Și poate moare bebe. Iată, dintr-o faptă a voastră. Și mai avem alte reguli la mare. Nu puneți copiii mici să facă pipi în piscină. Da? Cei mari? Nici cei mari n-au voie. Mai departe. Avem și reguli de circulație, nu-i așa? Atenție, regulile astea de circulație pe Facebook imediat le discutăm. Hai să vedem asta de circulație pe stradă. Să traversăm numai pe zebră, da? Alte reguli de circulație. Pe care parte a străzii mergem dacă nu avem trotuar? Pe mijloc. Lasă panorama pentru ore. Aici discutăm serios. Deci unde mergeți? Pe o șosea unde nu aveți trotuar. Pe partea dreaptă. Alte opinii? Pe stânga. De ce pe stânga? Ca să vezi mașinile care vin din față. Atenție mare. Deci pe stradă mergem pe partea stângă dacă nu avem trotuar, ca să vedem mașinile din partea care vin din fața noastră. Da? Alte reguli de mers pe stradă. De exemplu, dacă aveți role, mergeți pe trotuar sau pe stradă? Am auzit și stradă și trotuar. Trebuie să votăm, a? Ce zice legea? Aș ști careva legea? Este o lege, se numește Ordonanța 115, parcă, din 92, cu privire la... Complicat. Cu privire la circulația pe drumurile publice. Există o lege. Aș citit-o careva? Păi și atunci cum mergeți pe stradă dacă n-aș citi legea? Cum mergeți pe trotuar dacă n-aș citi legea? De unde știți regulile? A, de la televizor. Bun asta. Al de undeva, de unde mai învățăm reguli? De la prieteni, de la mama, de la școală, nu-i așa? Uite ce important e să frecventăm școala, să aflăm regulile, nu? Atenție, deci dacă avem role, mergem pe trotuar. Dacă avem trotinetă, mergem pe trotuar. Dacă avem bicicletă, mergem pe stradă. Pe care parte a străzii? Pe dreapta. Dacă nu avem, atenție, pistă specială pentru bicicliști, da? Mergem pe stradă, pe partea dreaptă, cât mai aproape de trotuar, începând cu vârsta de 14 ani, da. Și dacă avem un dispozitiv de la Segway, știți cum arată? O placă cu niște roți, cu baterie, mă aplec așa puțin în față și ea merge singură. O să aveți când o să fiți studenți, poate. Pe care parte a străzii merg? Unde merg? Pe trotuar sau pe stradă? Pe trotuar o să merg cu ăla, da? Atenție, că începe să fie din ce în ce mai comun. În mașină am voie să merg? La volan? De la vârsta de? Și numai dacă avem, deci de la vârsta de 18 ani, dacă avem permis de conducere, dar avem voie să avem scooter, nu-i așa? De la ce vârstă? De la 16 ani, bravo. Și pe care partea carosabilă mergeți cu scooterul? Pe stradă, evident, pe șosea și numai pe partea dreaptă, da? Întocmai ca orice vehicul, bravo. Aici ați spus corect la regulile de circulație. Ziceam mai devreme de Facebook, avem și reguli pe Facebook? Serios? Care sunt? Acum le aflu și eu. Ce reguli pe Facebook avem? Eu am crezut că ăla e un loc pentru libertate totală. Ziceți. Să nu postăm ce? Poze cu alte persoane? Care nu aveți acordul lor. Mm-hmm. Atenție că noi acum facem niște poze aici. Avem acordul vostru să le postăm pe Facebook sau nu? Nu? Că nu le postăm fără acordul vostru. Avem voie pe Facebook să înjurăm profesorii? Ați făcut-o? N-ați făcut-o. Să știți că sunt colegi de-ai voștri care au făcut-o. Iar profesorii, că au început să utilizeze și profesorii Facebook-ul, profesorii au făcut prin screen, știți ce aia, da? Captura de ecran, și au dat în judecată. Au cerut judecătorului să oblige copilul, împreună cu părinții săi, că știți că până la 18 ani răspunde faptele noastre și părinții, da? Și profesorul a cerut ca părinții și copilul să plătească o sumă de bani cu titlul de daune morale, ați auzit de ele, da? Și judecătorul a fost de acord. Tinere, atenție!
Aici sunt. Ce am spus acum? Am zis așa, că profesorul care a fost înjurat de un elev pe Facebook a făcut captură de ecran și l-a dat în judecată. Și judecătura a fost de acord copilul să plătească bani. De unde plătește copilul bani? De la părinți. Și părinții de unde au bani? Deci nu merg să fure, da? Merg să lucreze. Părinții, ca să facă bani, să plătească prostioarele voastre. Câte prostioare vă puteți permite voi să faceți ca părinții să vă le deconteze? Nu așa multe. Nu mai înjurați pe Facebook profesorii. Dar elevii puteți să înjurați? Nu. No. N-aveți voie să-i spuneți prost, împit, nebun, curvă și așa mai departe. Nu le spuneți. Nu le spuneți nici în viața de zi cu zi, în viața reală și nici în mediul online. Insultele și amenințările sunt fapte care vă pot afecta intern foarte mult. Unii vă fac de rușine unul că vă fac de rușine față de alții, doi, că vă afectează propria voastră onoare. Nu avem voie și legea interzice să insultăm persoanele sau să le amenințăm. Bine? Mai departe. Ziceam aici mai devreme că legea este făcută ca să fie și am pus niște puncte. Iată aici un semn de circulație în care... Ce spune acest semn de circulație? Îl cunoaște cineva? Nu avem voie să mergem cu căruța pe drumul public, da? Și domnul nostru ce face? Găsește locale. Zice, băi, dacă n-am voie să merg cu căruța, da? Oare am voie să merg pe cal și să trag căruța? Deci... Atenție mare, individul ăsta a găsit o cale ca să ocolească legea. Să știți că, din păcate, oamenii, și mai ales în România, găsesc căi de a ocoli legea. Fie că nu cunosc legea, fie că nu doresc să o respecte, fie că vor să profite într-un fel sau altul de pe urma nerespectării legii. Te rog, Dana. Iată aici o tipă. Cum arăta acum câteva luni și cum arată acum? Care credeți că sunt cauzele? Droguri, da? Altceva? Alcool? Bătaie? Ziceți? Viol? Atenție! Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu această femeie care este dintr-un caz real pe care judecătorii din România l-au avut de soluționat. Să vedem cum poate un om să ajungă dintr-o persoană îngrijită, frumoasă, într-o astfel de persoană. Te rog, Bogdana? Lovirea este una dintre cauzele pentru care oamenii ajung desfigurați. Să știți că în România copiii încă sunt bătuți. Spuneam mai devreme de acele maxime sau proverbe din România, da, intrate deja în mentalitatea noastră, unde dă tata crește sau bătaia este ruptă din rai. Nu, din păcate nu este așa. Sau ar trebui să nu fie așa. Sunt foarte mulți copii bătuți, cu cureaua, cu picioarele, cu pumnii. Sunt copii arși cu țigara, sunt copii legați cu lanțul de paturi. Sunt copii băgați în pivnițe. Poftim? Sunt copii maltratați, din păcate. Să știți că părinții sunt cele mai dragi ființe din lumea asta. Și copiii sunt cele mai sunt minunile cele mai extraordinare care pot exista pe lumea asta. Însă, uneori avem părinți care nu respectă copiii. După cum avem și copii care nu respectă părinții. În momentul în care intervine o ruptură din relația lor, se ajunge la astfel de fapte. În realitate, copiii sunt niște ființe, ele nu sunt niște bunuri. Copiii nu pot fi tratați precum bunurile, să le aruncăm, să le distrugem, să le vindem și așa mai departe. Copiii sunt niște ființe înzestrate cu drepturi și obligații. Iar integritatea fizică și integritatea sufletească sunt extraordinare și le trebuie respectate. Uneori aceste lucruri nu se întâmplă. Și ar trebui ca noi adulții să fim foarte atenți cu copiii și invers, copiii să fie atenți cu adulții, pentru că sunt cazuri de copii care își maltratează părinții, mai ales când ajung la o anumită vârstă. Lasă acolo încă. O altă cauză pentru care oamenii ajung să fie desfigurați o reprezintă consumul de substanțe interzise. Drogurile și etnobotanicile. Aceste substanțe sunt interzise în România și pentru consumul propriu, și pentru producere, și pentru vindere către alte persoane. Vă rog, nu vă jucați cu focul. Am avut cazuri de studenți foarte buni la facultate, care pentru câteva grame de droguri pe care le-au dat altora, au fost încadrați de procurori la infracțiunea de trafic de droguri și au primit de la judecători pedepse de 10, 11, 12 ani de închisoare. Nu vă jucați cu asta.
Sunt din ce în ce mai multe cazuri pe rolul judecătorilor din România. De asemenea, consumul de etnobotanice. Vă rog mult, nu vă duceți, nu căutați, nu cumpărați și mai ales nu vindeți așa ceva. Repet, închisoarea este singura sancțiune pentru astfel de fapte și nu vă iartă nimeni, doar preotul iartă. Judecătorii nu iartă. În al treilea rând, lasă acolo puțin, fapta de viol. În ultimii 5 ani s-au dublat numărul de infracțiuni de viol comise chiar de către minori. Acum toată lumea știe unde este pe hartă județul Vaslui. În săptămâna luminată s-au petrecut 3 violuri într-o săptămână. Ăștia au bătut recordul acolo. Vă rog mult, aveți grijă. Așa cum spuneam mai devreme că trebuie să respectăm omul, trebuie să respectăm și intimitatea lui. Nu-l putem răni nici fizic, nici sufletește, nici intelectual. Oamenii sunt diferiți. Avem datoria să respectăm oamenii așa cum sunt ei diferiți. Nu-i putem obliga pe ceilalți din jurul nostru să fie ca noi. Eu ca tată nu pot să-mi oblig cele două fete să fie ca mine. Aș vrea să fie mai bune ca mine. Să se realizeze mai bine ca mine, dar nu le pot obliga să fie ca mine. Nici voi nu vă puteți obliga prietenul să se îmbrace, să se frezeze, să spună și să facă tot ceea ce doriți voi. Atunci când nu există încredere între prieteni sau între iubiți, nu începe să-i căutați prin poșetă ei, nu începe să-i căutați prin telefon lui, să vedeți dacă în lipsa voastră vorbește cu altcineva. Dacă nu aveți încredere în partenerul vostru, în prietenul sau iubitul vostru, lăsați-l. Nu-i spionați viața privată. N-aveți voie să instalați tot felul de softulețe pe computer sau pe telefon să interceptați convorbirile. Doar judecătorii pot autoriza așa ceva. N-aveți voie să vă urmăriți fata pe care o iubiți și nu vă vrea în preajma ei. N-aveți voie să o urmăriți pe stradă. N-aveți voie să-i dați apeluri. N-aveți voie să o șantajați în vreun fel. De exemplu, dacă nu vii cu mine, o să dau eu pozele alea intime pe care mi le da mie când ne înțelegeam. O să le dau prietenilor să râdă de tine. N-aveți voie să faceți așa ceva. Dacă primim noi o reclamație cu privire la aceste fapte, va trebui să condamnăm persoanele, să știți. Deci grijă mare la respectul pentru alteritate, adică pentru un celălalt. Te rog. La ce folosește pumnul? Ia să vedem. Să sperăm că la lucruri bune, nu? Ei, unii folosesc pumnii în artele marțiale. Și eu și fiica mea cea mică practicăm arte marțiale și suntem foarte mândri. Am fost la concursuri, eu chiar am fost instructor și cunosc colegi de-ai mei și cunosc și tineri care practică arte marțiale, care practică box, care fac orice fel de sport. Uneori, în timpul exercițiilor noastre, ne mai lovim, însă sunt acele lovituri admise ca făcând parte din exerciții. Așa se întâmplă la fotbal, la rugby, la box, la spadă și așa mai departe. Te rog? Alții însă folosesc corpul lor pentru a vătăma corpul altora. Iată aici un copil dintr-un dosar pe care l-am soluționat, cum a ajuns. Da? Unul bătut și îmi vine ți spatele, altul desfigurat efectiv la față, altul cu mâna ruptă, altul cu piciorul rupt și așa mai departe. Aici se ajunge dacă folosim violența. Te rog. Haideți să vedem ce sancțiune există pentru violență. Sigur, dacă am face un sport, precum fotbalul, și ne lovim, cineva comite un fault, avem un arbitru care dă un cartonaș galben, sau dacă fapta este foarte gravă, un cartonaș roșu, adică îl excludem. Peste tot, cei care încalcă regulile sunt sancționați dacă sunt văzuți sau prinși, nu-i așa? Bun, haideți să vedem ce se întâmplă în justiție atunci când prindem pe cineva că violentează, de exemplu, un copil. Există un telefon al copilului și vă rog să vi-l notați, în care pot fi reclamate faptele violente comise împotriva tinerilor, fie că voi sunteți victime, fie că ați fost martori la o astfel de faptă. Dar atenție mare, nu pot fi date telefoane false. Nu antrenați forțele de ordine să luăm salvarea sau să luăm poliția să o trimitem într-un loc și acolo să constatăm că este de fapt o joacă sau o glumă, pentru că poate în timpul ăsta cineva chiar are nevoie de intervenție și nu reușește să ajungă la timp. Haideți să nu ne jucăm cu asta. Dar, mai departe, dacă credeți că avem un conflict între două persoane, de exemplu între doi tineri la școală, nu trebuie să anunțați neapărat poliția. Puteți să
vă împăcați, să vă înțelegeți, se numește mediere. Cineva, un adult de regulă sau un prieten mai mare, poate să intervină între voi, să vă calmeze, să vă cere scuze și totul se termină la acel nivel. Atenție mare, dacă faptele au avut loc la școală și profesorii află, se poate declanșa o anchetă disciplinară cu privire la voi. Și cel care este sancționat disciplinar, știți sancțiunile, da? Merg de la avertisment sau mustrare, cred că se cheamă la voi, până la excludere, până la exmatriculare, da? Grijă mare. Și de asemenea se poate scădea nota la purtare. Un copil care are nota scăzută la purtare la liceu, de exemplu, că voi sunteți în clasele a 11-a și a 12-a, da? Un copil care are nota scăzută la purtare la liceu nu va putea merge mai departe unde? La facultate, care facultate? Că nu la Academia de Poliție nu veți putea merge? La seminarul teologic nu veți putea merge? La Facultatea de Teologie? Mai departe. La Academia Militară nu veți putea merge? Deci rețineți că unele fapte din timpul comise în timpul liceului ar putea să vă influențeze viitorul. După cum unele fapte de furt, de tâlhărie, unele fapte precum furtul, precum tâlhăria, precum violul sau, Doamne ferește, precum omorul, vă va nenoroci pe toată viața. Sunt funcții pe care niciodată nu le voți ocupa, tinerii, sunt profesii sau funcții pe care niciodată nu le voți putea ocupa dacă aveți o condamnare penală. Pentru că la poliția de la locul nașterii noastre se ține o evidență numită cazier. Cazierul judiciar este întocmit pentru a se ține evidența tuturor faptelor noastre pentru care am fost condamnați. Iar acest cazier ni se cere peste tot în România când vrem să ne angajăm undeva. Dacă aș fi, de exemplu, patron la un mall și aș vrea să angajez un vânzător, cu siguranță nu aș angaja pe cineva care are un cazier pentru furt. Iar dacă vreți să deveniți judecător sau procuror și aveți cazier, luați-vă gândul, niciodată nu veți putea deveni. La fel profesori, am uitat să spun, nu puteți deveni profesori dacă ați avut nota scăzută la purtare. Mai departe. Dacă faptele nu pot fi mediate, adică nu vă puteți înțelege cu cel care v-a comis răul, atunci rămâne o singură soluție, și anume, cel care v-a provocat un rău să fie chemat la poliție. Pentru aceasta, trebuie să faceți o plângere penală, adică să completați un formular. Dar voi nu aveți cunoștințele necesare pentru a face acest lucru. Fie căutați pe internet, s-ar putea însă uneori informațiile să fie false, fie apelați la un... Nu la judecător, nu puteți apela la un judecător, ca să vă dea sfaturi cum să faceți într-o anumită situație. La un avocat. Vă duceți la un avocat, care este un coleg de-al meu care a absolvit și el facultatea de drept, care a dat un examen și a intrat în barou, așa cum este și colega mea care se pregătește acum pentru a intra la barou după ce a terminat facultatea de drept, și această persoană numită avocat vă va sfătui unde anume vă duceți, ce anume, ce formulare trebuie să completați și care este procedura de urmat în cazul săvârșirii unor infracțiuni. Atenție mare, dacă nu aveți cunoștințele juridice minime necesare, nu vă apucați singur de un astfel de demers. De ce? Pentru că uneori oamenii pierd chiar când au dreptate. Să vă dau un exemplu. Pentru o faptă de lovire, trebuie să faceți o plângere la poliție în termen de 3 luni de la data când ați cunoscut făptuitorul și s-a comis fapta. 3 luni. Prin urmare, dacă după 3 luni și o zi ați depus plângerea la poliție, ea se va respinge. Voi aveți dreptate, dar n-ați urmărit o procedură. Ori avocatul vă va sfătui care sunt termenele în care trebuie întocmite anumite acte. Te rog, mai departe. Ei, în momentul în care noi am făcut plângerea, desigur trebuie să căutăm infractorul. Și avem organele de poliție care se duc și îl caută. Atunci când sunt foarte periculoși, de exemplu infractori care folosesc droguri sau folosesc arme, trebuie să trimitem și noi persoane mascate. De ce? Ca să nu fie ei puși în pericol sau familiile lor. Sunt unii infractori care vor să se răzbune pe organele legii. Și atunci trebuie să trimitem organele de forțe speciale ale poliției sau jandarmeriei pentru a identifica. Ei, când îi prindem, îi arestăm. Atenție mare, nu arestăm un om pentru că a săvârșit o infracțiune, ci arestăm un om pentru că încearcă să fugă, pentru că încearcă să comită o altă faptă, pentru că încearcă să influențeze victima sau martorii. Pentru asta este o persoană arestată. Și grijă mare că nici adulții nu fac această diferență în România. Deci o persoană nu este arestată preventiv în timpul procesului
pentru că este vinovată, ci doar pentru că încearcă să blocheze procesul. Și doar la sfârșitul procesului vom băga persoana, dacă este vinovată, la închisoare. Faceți diferența? De aceea unele procese se desfășoară cu infractorii în stare de libertate și la sfârșit ajung să fie condamnați și băgăm la închisoare. Alte ori însă, dacă sunt infractori periculoși, vor să fugă, vor să atace organele de justiție, vor să influențeze victima să-și retragă declarațiile, atunci le arestăm ca să aflăm adevărul și doar la sfârșitul procesului vom decide ce facem cu ele. Ați înțeles diferența? Da sau ba? Mai explic o dată? Deci arestarea este preventivă, adică previne desfășurarea anormală a procesului penal, iar pedeapsa închisorii se aplică de judecător doar la sfârșitul procesului. Ne-am înțeles? Ok, mai departe. Ei, atunci când noi lucrăm cu infractorii, nu-i condamnăm pentru că ni se pare nouă că-s vinovați, ci noi trebuie să ne conducem după ceva. Ce folosim noi când condamnăm infractorii, știți? Codul penal. Folosim legea. Codul penal care este aprobat de către Parlamentul României. Așa numită putere legiuitoare. Doar Parlamentul dă legi. Ați deschis vreodată codul penal? Da? L-ați deschis? Îl știți? Vreau să vă spun că odată cu împlinirea vârstei de 14 ani, toți cetățenii din România trebuie să aplice acest cod. Trebuie să respecte acest cod. Dar voi nu l-ați deschis niciodată. Hai să facem acum o probă să vedem ce scrie înăuntru. Articolul 233 cod penal. Te rog să iei 233, ăi asta de aici. Citește tare. Ține asta. Citește tare, să aude toți colegii la microfon, cât mai aproape. Tare. Furtul săvârșit prin întrebări. Cum se cheamă? Mai întâi cum se cheamă? Tâlhăria, articolul 233. Furtul săvârșit prin întrebuințarea de violențe sau amenințări, ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii, ori pentru făptuirea sa, își asigură scăparea de pedepsesc. Se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani până la 7 ani și interzice exercitări unor drepturi. Exercitări? Lasă! Exercitări? Exercitări unor drepturi. Da. E bun! Aproape bine! Atenție așadar! Pentru infracțiunea de tâlhărie ne paște o pedeapsă între 2 și 7 ani închisoare. Ce înseamnă tâlhărie? Acum să traduc codul penal. Înseamnă să iau bunul la cineva, adică să-l fur, folosind violența sau folosind amenințarea. Dacă nu-mi dai cartea sau telefonul mobil, te bat. E suficient ca un judecător să aibă un dosar în fața sa pentru astfel de faptă și va trimite persoana între 2 și 7 ani la închisoare. Vestea bună este că până la 18 ani copiii nu merg la închisoare, doar adulții merg. Până la 18 ani copiii merg în niște centre speciale de detenție care sunt numai 3 în România. Așadar, trebuie să vă luăm de la școală, trebuie să vă luăm de acasă, vă ducem acolo, în care aveți program fix, sunteți păziți, mâncați cam prost, mergeți și acolo la școală și nu aveți acces la Facebook. Mai departe. Cea mai importantă lege pe care noi o utilizăm în România este Constituția. În Constituția, aprobată în 1991 în România, se arată care sunt drepturile noastre fundamentale și se arată cum este organizat statul român. Vă rog. În baza Constituției s-au aprobat mai multe legi. Cele mai cunoscute sunt codurile, cum ar fi codul penal, din care colegul nostru a citit acum, codul civil, codul de procedură și așa mai departe. Sunt vreo 13 coduri, adică legi foarte groase pe care judecătorii și procurorii le știu aproape pe de rost și pe care toți cetățenii din România trebuie să le cunoască, pentru că în fața unui judecător nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Să țineți minte, nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Vă rog? Guvernul este cel care asigură aplicarea legilor. Există un ministru al educației, un ministru al justiției, un ministru al sănătății, un ministru al muncii. Fiecare domeniu din România este condus de un ministru care face parte din guvernul țării. Atunci când oamenii nu se înțeleg și ajung la judecător, trebuie să-i ducem într-o sală de judecată. Ați fost careva într-o sală de judecată? Să știți că este posibil să organizați împreună cu profesorii sau cu diriginții voștri vizite chiar în sediul judecătoriei Vatra Dornei. Copiii pot să viziteze o astfel de instanță. Judecătorii nu sunt cu peruci și nu au ciocănel. În România judecătorii sunt
majoritatea tineri între 35 și 40 de ani, cu toții am absolvit un concurs foarte greu să ajungem în această profesie, spre deosebire de parlamentari care sunt aleși, spre deosebire de membrii guvernului care sunt numiți de parlamentari, judecătorii și procurorii din România sunt cei care dau concursuri să ajungă într-o funcție. Nu suntem puși politic, nu avem nicio legătură cu politicienii și de asemenea nici cu oamenii, pentru că pe oameni noi trebuie să-i judecăm. Iar atunci când îi judecăm, ne conducem doar după lege și probele de la dosar. Te rog. Ca să ajungem judecători sau procurori sau avocați, trebuie să mergem la facultatea de drept. Învățăm foarte bine la liceu, luăm pe bune bacalaureatul, după care dăm concurs la facultatea de drept, terminăm pe bune facultatea obținând licența în studii juridice, după care mergem la o instituție specială pentru magistrați, se numește Institutul Național al Magistraturii, unde încă 2 ani mai facem niște studii. Deci după ce terminăm liceul, mergem 4 ani la facultate, încă 2 ani la acest institut. La fel, colegii avocați merg pentru un an jumătate la Institutul pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților. După care începem să facem dreptate. Cum anume? Păi, în primul rând, vedeți aici în simbolul zeiței Temis, ea este legată la ochi. Nu înseamnă că este oarbă, ci doar legată la ochi, adică nu trebuie să intereseze exact, este imparțială, bravo cine a spus. Nu trebuie să ne intereseze nici că ești bogat sau sărac, cel din fața mea, nici că ocupi o funcție înaltă sau că nu ai nicio funcție, nici că ești bărbat sau că ești femeie, nici că ești homosexual sau ești heterosexual, nu avem voie să discriminăm persoanele. Toate trebuie tratate în mod egal în fața legii. De asemenea, lasă, are și balanță în mână zeița Temis. De ce? Înseamnă că trebuie să cântărim și argumentele apărării și argumentele acuzării. Niciodată un judecător nu are voie să aibă prejudecăți mai înainte de a se termina întregul proces și să auzim toate argumentele și să aducă toate dovezile în fața noastră. Și în al treilea rând, are în mână o sabie, ați văzut? Aveam o sabie în mână. De ce? Ce spune judecătorul este sfânt, trebuie respectat, întocmai ca și o lege. Pe lege, legea trebuie să o cunoaștem și să o respectăm chiar dacă nu ne convine. Chiar dacă a fost aprobată înainte de a ne naște noi, trebuie să respectăm cu toții legile. La fel și ce spune judecătorul. Hotărârile date de judecător sunt date în numele legii. Prin urmare, sunt tot atât de puternice ca și legea. Chiar dacă nu ne convin, și cui, care este infractorul căruia convine să meargă la închisoare, chiar dacă nu ne convin legile, ele trebuie respectate. Te rog. Așadar, magistrații trebuie să fie independenți. Nu ni se poate da ordin de către nimeni, nici de către șefilor, nici de către politicieni, nici de către jurnaliști, nici de către politicieni. Trebuie să fie imparțiali, dă-i mai departe. Trebuie să fie imparțiali, adică să aibă grijă să cântărească toate argumentele părților și mai ales trebuie să fie integri. Ce înseamnă să fii integru? Să nu iei șpagă, să nu iei mită. Pentru că mita a devenit foarte comună în România. Se dă mită la polițiști să scap de amenzi, se dă mită la judecători să scap de închisoare, se dă mită la profesori care să afli subiectele la bacalaureat, se dă mită la doctor ca să te opereze mai bine, se dă mită în administrație ca să-ți ia dosarul mai repede la finanțe sau la primărie. Pentru mită să știți că este condamnat și cel care dă și cel care ia, se numește dare, respectiv luare de mită. Vă rog mare grijă cu astfel de fapte. Prin urmare, ceea ce vă învăț și ceea ce vă îndrum eu este haideți să respectăm regulile pentru a fi niște oameni drepți. Iată individul ăsta care nu a făcut sport când era mic, eu crescut colana strâmbă, da? Deci nu mai este drept. De ce? Că n-a respectat niște reguli, niște reguli de postură corporală. Așa și noi în viața de zi cu zi. Cine nu respectă regulile tinde să fie luat din societate. Iată aici trebuie să, argumentul pe, sau mă rog, invitația pe care vă adresez este să înțelegeți că organele legii trebuie respectate, pentru că organele legii sunt deseori în mijlocul nostru. Iată aici sunt cu fetele mele, gagicuțele astea din dreapta. Acolo sunt cu alți copii, mă întâlnesc deseori cu tinerii, cu copiii să discutăm despre drepturile lor. Deseori mergem prin școli și să le arătăm, să încurajăm pe tineri să respecte regulile că de aceea sunt făcute, ca să fie respectate. Iată aici copiii de la o școală mai specială din București, de la periferia Bucureștiului, în care cu toți au primit în mână o broșurică, o cărțulie în care le explicăm regulile pe înțelesul lor.
Vreau să vă prezint câteva statistici din România cu privire la victime. Zilnic, în România, un copil moare pentru că este ucis cu sânge rece sau decedează într-un accident. Zilnic, un copil este agresat, iar un alt copil este furat sau tâlhărit în România. Haideți să vă spun și cu inculpații din România. 5 minori fură în fiecare zi, alții 2 tâlhăresc pe cineva. Zilnic, un minor lovește o altă persoană și se face dosar penal. Odată la 3 zile, un minor este prins conducând la volan, deși sub 18 ani n-are cum să... Și problema este că comit accident de circulație. Odată la 3 zile, un copil în România agresează sexual pe cineva. Iar odată la 4 zile, un copil omoară pe cineva. Avem tineri între 14 și 18 ani care își omoară prietenii, își omoară iubiții sau omoară alte persoane pe stradă. Odată la 4 zile se întâmplă acest lucru. Te rog. Prin urmare, haideți să facem ceva. Haideți să facem să mergem cu toți în siguranță pe stradă, și eu, și mama mea care este prezentă aici, și fetele mele, vrem să trăim în siguranță. Și vreau ca voi să trăiți în siguranță pe stradă. Să nu fiți agresați, să nu fiți tâlhăriți, să nu fiți violați, să nu fiți omorâți. În fiecare zi ar trebui să ne toarcem cu toții acasă. Închipuiți-vă că odată la 3 zile, unul dintre noi nu se mai întoarce acasă. Haideți să facem ceva, haideți să luăm atitudine, și principala atitudine pe care vă încurajez să o luați este acela de a respecta regulile. Toate regulile pe care le cunoașteți, pe care le învățăm acasă, la școală, pe stradă, pe care le aflăm de pe Facebook, pe care le aflăm de la televizor, care sunt reguli bune, care rezonează cu conștiința voastră, haideți să le respectăm. Nu vă pune nimeni să citiți cele 10.000 de acte normative care sunt în momentul de față în vigoare. Dar vă spunem, haideți să învățăm niște reguli, în primul rând de a respecta pe celălalt, de a respecta corpul celuilalt, de a respecta sufletul celuilalt, de a respecta onoarea celuilalt și reputația pe care o au ceilalți. Este suficient dacă respectăm regulile acestea de bun simț și cele 10 porunci, dacă le respectați, este suficient ca să nu aveți un dosar penal și ca să nu cauzați altuia un rău. Haideți așadar să spunem fără violență, fără violuri, fără niciun fel de violare al actelor normative. Regulile există ca să fie respectate chiar și atunci când nu ne vede nimeni. Știi, uneori greu, spui, a, domnule, cum, eu trebuie să respect atâtea reguli, eu vreau să fiu liber, vreau să trăiesc liber. Dar nu spune nimeni că nu sunteți liberi aici, de exemplu. Nu vă ține nimeni legați cu cătușele, cu lanțurile, da? Ați venit la o discuție, respectăm niște reguli simple, eu vorbesc, voi ascultați, dacă vreți să înțelegeți bine, dacă nu, nu, dar trebuie să înțelegeți că odată cu împlinirea de vârstei de 14 ani, când ați primit buletinul de la poliție, aveți niște obligații. Faptul că ați primit un buletin de la noi nu înseamnă, băi, ce poză nașpa am, trebuie să o schimb peste 5 ani. Nu e asta, nu pentru asta v-am dat buletin. V-am dat buletin să vă spunem că sunteți niște mici cetățeni în care noi credem. Sunteți niște cetățeni în care, iată, vă apropiați de 18 ani, dacă nu aveți chiar câțiva dintre voi 18 ani, și va trebui să mergeți pentru prima dată la vot. Și trebuie să mergeți la vot pentru că este un câștig extraordinar al democrației. Dar nu aveți voie decât o dată să votați. Dacă votați de două ori, e fraudă electorală. Altă faptă, altă belea, alt dosar penal. Așadar, un punct poate fi folosit așa, să agresăm pe cineva, deci o regulă poate fi, poate exista ca să o încălcăm sau ca să facem totul să fie ok, da? Voi, fiecare dintre voi alege. Eu îmi fac treaba, să știți. Dacă voi veți ajunge, eu acum am venit eu în fața voastră, dacă voi o să ajungeți în fața mea ca judecător, nu mă voi uita că sunteți de învatradorne sau vă cunosc sau așa mai departe. Mă uit la probe și mă uit la lege. Și dacă legea îmi spune că trebuie să vă sancționez, vă voi sancționa. Fără nici cea mai mică urmă de milă. Eu nu pot să fiu milos. Da, mi-e milă când mă duc la biserică, atunci da. Prin urmare, cine încalcă legea își pierde libertatea. Asta înseamnă că dacă vrem să fim liberi, trebuie să respectăm cu toții legile. Tipii ăștia s-au dus la mare să se distreze. La vama veche, da. Este bine să se distreze acolo, poți să facă tot ce le permite legea. Dar dacă îi prindem că se droghează, sau dacă îi prindem că unul violează pe celălalt, chiar dacă sunt prieteni sau iubiți, nu înseamnă nu. Țineți minte, nu înseamnă nu chiar dacă este prietenul tău, chiar dacă este iubita ta, chiar dacă este soția ta. Un soț nu-și poate viola soția. Prin urmare, vă îndrum, să respectăm regulile și legile din România. Și pentru că nu aveți cum să cunoașteți cu toții legile, vă invit să intrați pe site-ul educațiejuridică.ro.
în care se regăsește în mod gratuit, se găsește în mod gratuit această carte special concepută pentru voi, în care în 84 de pagini color am pus aici toate regulile de drept pe care le-am învățat eu la facultate în 4 ani. În 84 de pagini și vă ia doar 3 ore să o citiți, puteți să aflați totul despre lume și viață din perspectiva respectării regulilor, a legilor și a dreptului. Această carte, cu sprijinul primăriei din Vatra Dornei, vă distribuim gratuit în momentul de față și fiecare o veți putea, o veți putea citi. Dacă vreți să le dați acum, o putem face. În fine, lasă, Bogdana, dă următorul. Haideți să facem și ultimul exercițiu înainte de a pleca. Cățeluș cu părul crește, ce face? Nu o mai fur acum, că am învățat legile. O apără, apără rața din coteț, da? Mai departe. Cine mănâncă azul nou, va crește puternic ca un bou. Meseria e brățară de aur și meseria se învață, bravo. La români există obiceiul dansatului miresei în noaptea nunții. Eu te-am făcut, eu te cresc, bravo. Legea e făcută ca să fie respectată. Și unde lege nu-i tocmeală. Haideți așadar să învățăm cu toții câteva reguli de bun simț, câteva reguli prevăzute în legile noastre, ca să putem crește drept și în libertate. Nu uitați, atâta timp cât respectăm legea, suntem liberi. Și în momentul când încălcăm legile, ne pierdem libertatea. Pe cei care aveți cont de Facebook, și eu nu-mi imaginez că există careva care nu are cont de Facebook, vă așteptăm pe grupul de discuție de pe internet, Educație Juridică. Vă rog să cereți acolo să deveniți membri acestui grup pe care îl administrez eu și de mâine încolo putem continua discuțiile în mediul online despre ce avem voie și ce nu avem voie să facem. Eu vă mulțumesc și vă urez mult succes în tot ce faceți și să deveniți ceea ce voi vă doriți. A explicat foarte bine principalele reguli pe înțelesul vostru.